vrea să fim operativi, trec la următoarea întrebare. La capitolul 61.0.2.3.4, litera C. Dotăm din investiții pentru poliția locală. S-a propus achiziționarea unui autoturism. Valoarea propusă este de 45.000 de lei. Dacă în acest caz se suplimentează parcul auto sau se casează vreun autoturism din cele existente în inventarul poliției locale? Avem o reflată necesitate, dormit de către poliția locală, care are două autoturisme Dacia locală, care au fost luate foarte mult patrulare și dau semne de oboseală, ca să zic așa. Atunci directorul poliției locale a propus să vindem două autoturisme locale să cumpărăm și român. Da, o idee foarte bună. La capitolul 67.2, cultură, recreere și religie, litera B, lucrări noi. S-a propus alocarea sume de 320.000 de lei pentru restaurarea, dotarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al obiectivului de patrimoniu Muzeul Memorial BPHD-ul. Dacă suma reprezintă cota de participare a municipiului la derularea proiectului pe fonduri europene pentru restaurarea, dotarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al obiectivului de patrimoniu Muzeul Memorial HD-ul. Dacă nu, atunci ce reprezintă, fiind vorba de o sumă foarte mare? Este vorba de cofinanțarea noastră pentru proiect cu fonduri europene pe care încercăm să-l câștigăm. Cererea de finanțare a fost depusă. E vorba de renovarea, reabilitarea, modernizarea muzeului HD-ul, care se dorește să aibă dotări noi, să aibă echipamente deosebite și dacă reușim să realizăm acest lucru, acest muzeu riscă să fie cel mai modern muzeu din România. Cel puțin așa ne spune doamna director și ședința Tabacului care a făcut propunerea. Da. La capitolul 70.2, locuințe, servicii și dezvoltare publică. Litera, lucrări în continuare. Este vorba de căminul energetic. S-a propus alocarea sumei de 1.070 de lei. 1.070 de lei. Am observat că este cuprinsă ca lucrare în continuare. Dacă este lucrare în continuare, am vrea să cunoaștem dacă s-a derulat, s-a demarat procedura de achiziție publică în vederea realizării lucrării și care este termenul final de execuție. Și cât de vreo al treilea an când se... Da, trebuie să întrebați un coleg care nu e prezent. De ce s-a ajuns în al treilea an? Pentru că s-a făcut șeful compartimentului care nu știu ce a mai făcut în primul an și în al doilea an a scăpat din vedere ca la execuția proiectului modernizării căminului cuciul energetic să prindă și instalațiile. Ori acolo trebuia să avem instalații de gaze care trebuia să aibă măcar cât un convector în fiecare mică casă care se creează în patru apartamente, vor fi 28 de locuințe și chiar un pom de gaze pentru bucătărie, instalație de apă separată, instalație de utilizare a curentului electric separat. Nu au fost prinse aceste lucrări, din păcate, în proiect. Acum am executat proiectul, o să unim cele două proiecte, vom face licitația, selecția de lucrări și abia după aceea. Eu sper că în acest an lucrarea va fi realizată. Nu este așa o lucrare grea, dar am avut această scăpare neașteptată în derularea procedurii. Deci este lucrare în continuare. Da, pentru că am executat proiectul studiului de fezabilitate anterior și acum urmează, deci încă un mic proiectel pe lângă primul care va fi de unit, ca o singură lucrare și urmează licitația. E în continuare, înseamnă în continuare și dacă faci doar un SF într-un an și anul viitor merge lucrarea și proiectul se numește lucrare continuare. Dar preconizați și că se termine
Poți să fiu anul acesta. După toate probabilitățile, se va termina lucrarea acesta. Adică, așa, la probabilități. Așa, în mod normal, dacă nu apare niciodată lume, se va finaliza lucrarea acesta. Cât să aibă? 90 de zile, termen de execuție. Da. Sunt discutase. Adică 3 luni, au trecut 3 luni, mai sunt 9 luni. 3 luni procedură, 3 luni execuție, deci oricum se poate finaliza, pentru că se poate lucra la interior chiar și dacă e mai fric. Dar eu trebuie să știi data mai devreme. Punctul 4. Punere în valoare vestigii Vama Veche din Parcul Trandafirilor. S-a propus alocarea sumei de 100.000 de lei. Este lucrare de punere în valoare, se finalizează și va intra în circuit turistic în 2017. Așa am înțeles. Valoarea acestei lucrări este foarte mare. Valoarea acestei lucrări este foarte mare, pentru că este realizată de către un arhitect care se ocupă de monumente istorice, care știe să pună în valoare astfel de vestigii. Și după ce noi am propus suma pe bugetul acestui an, la început, când a trebuit să mai tăiem din cheltuieli, din păcate am tăiat și această cheltuială, pentru că nu aveam bani pentru lucrări urgente și necesare, și am lăsat doar în 5.000 de lei pentru conservarea protejării zonei respective. Deci știți că acum este are un acoperiș provizoriu, este închis, are o împrejmuire provizorie pentru menținerea acoperișului și turismului și așa mai departe, dacă va mai fi nevoie să facem 4.000 lucrări, am propus suma de 5.000 de lei. Deci în niciun caz nu e o sumă pentru execuția lucrării. E doar de o conservare. Lucrarea costa, nu știu, cu 1.000.000 de lei cu costa. 1.600.000. 1.600.000, deci costa foarte mult, ar fi costat foarte mult și n-am găsit fondul pentru această lucrare. Deci aveam alte lucruri mai interesante. Între bobâna și această lucrare, preferăm bobâna. Sau da. Păi, tocmai asta vreau să vă întreb la liberă avem lucrări noi. Punctul 1. Extindere cimitirului Mambo Bâlna. Acum s-a propus suma de 150.000 de lei. Extindere. Cred că, din punct de vedere gramatical, sau eu cred că nu este posibil. Unde să ne mai extindem? Care este... A fost vorba de o extindere la un moment dat și s-a și realizat o împrejmuire pe o parcelă situată undeva în spatele cimitirului eroilor. Între timp ea s-a ocupat. Păi da. Păcate cu locul de înfumare, au fost utilizate. Dar această extindere, de fapt, înseamnă realizarea capelei, modernizarea capelei cimitirului Băbâna. Are denumire, adică am păstrat denumirea de am înțeles, dar domnule primar. Putea să-i zică mai bine. În starea în care arată capela, 150.000 de lei este terizoriu. 150.000 de lei? Fiind pe Bobâna, nu mai folosește bani. 40.000 de lei. E o sumă mică. E părerea dumneavoastră. Am făcut să zic eu să faci casă. Oare valoare o să fie? Dacă vreți să facem cu ei, dau un păstus. A fost vorba, aceea este la cutremur, să iau niște consolidări acolo, niște... Ardă 50.000 de lei, se pare o sumă de mizerie. Domnul primar, în condițiile în care acea capelă este, s-a făcut niște improvizații ca să stea în picioare. Și este un cimitir simbolic pentru municipiul. De pe domnul Crăjanov, ca domnul Stanciu să ne spună de ce apare această sumă. Dacă... Sau pe doamna Oprescu, dacă îi pare. Deci s-a făcut documentația, în general e 90% terminată și o să începem demersurile pentru licitație, cel mai scurt timp. Deci suma e pentru început. Pentru ce? Pentru capelă. Capelă? Dar ce-i faceți la capelă? O reabilitați, o băruiți, o consolidați? Ce-i faceți, doamnă? Consolidare și extindere vestiară. Consolidare, extindere și...
umărire. Vine la reparații și vă astfel de soare pe la eu sunt șeptic. Altă întrebare. Punctul 2. Reabilitare parcul soldat. Ah! Mi-ar place să măcar să cadrezi pe care să ne abatem, mă rog. La subiect. Domnule primar, deci punctul 2, reabilitare parc soldat. S-a propus 827.000 lei. S-a demarat procedura de licitație? Avem aceeași situație ca la Cămin Energetic, că s-a realizat proiectul, din păcate instalația electrică și de aceea trebuie să aibă și instalații de metale cu apă, n-a fost prevăzut. Prindem de la urmă proiectul proiectul instalației de apă și de curent electric, eliminat, și vom face o selecție de ofertă. Eu sunt convins că această lucrare va fi gata în acest an. După consultarea publică pe care am făcut-o în drepturi, după soluția este de cetățeni care a fost preferată și care va schimba cu totul zona respectivă. Acum, eu vreau să vă întreb, am înțeles că vreți să faceți licitație și pentru un nou monument. S-a făcut documentația necesară, s-a realizat. Dacă se realizează lucrarea și monumentul nu s-a licitat, ce facem? Cum procedăm? Facem săpături din nou acolo? Nu este clar. Păi am înțeles că vreți să... să se realizeze și la monument. Dacă vă uitați la același capitol, la punctul C, alte cheltuieli de investiții, la punctul... Aveți acolo 100.000 de lei. Concurs de soluții pentru realizarea monumentului patru soldați, 3 panouri votive. Așa. Vă veți da seama, sau dacă întrebați cu doamna Căriman despre ce e vorba, se va realiza un fel de monument. Dar nu un monument, eu știu, ce face un mare păcal, pentru că nu a trebuit cetățenii municipiului să facă un astfel monument, ci un monument modern legat de istoria municipiului Câmpina, pe sfântății care au trăit în el. Mai multe detalii, dacă vreți, vă dă doamna arhitect Căriman. Deci, doar proiectul va avea aceste panouri. Da, dar am înțeles. Ce se realizează cu panouri, partea artistică face obiectul acestui concurs de soluție, care e separat. Nu de lucrarea nu e, nu cuprinde și realizarea monumentului. Deci, nu cuprinde și realizarea. Deci, cuprinde doar partea, cum să zic, suport. Ei, așa, da. Deci, da, eu vă mulțumesc. La capitolul alte literace, alte cheltuieli de investiții. Punctul 2. Expertizarea blocurilor avariate de seisme. S-a propus alocarea unei sume de 100.000 lei. Cunoaștem că municipiul Câmpina blocurile cu risc seismic se regăsesc pe străzile Orizontului, blocurile cu 9 etaje, Eminescu, Schelelor. Aceste blocuri au fost deja expertizate. Da. De ce este necesar o altă expertizare? Pentru că mai avem și alte blocuri de locuințe neexpertizate. S-a expertizat doar blocul A6, blocurile 6, 8 și 10 de pe strada Mihai Eminescu și, dacă nu mă înșel, de la 37 până la 40 de strada Orizontului. Sunt și alte blocuri atât expertizate. De exemplu, blocurile cu 4 etaje de pe strada pe HD-ul, care sunt o echipă mare. Și nu este expertizat. Blocurile cu 10 etaje de la 2 ori până la 4. Și alte blocuri de locuințe care credem noi că ar fi, că ar avea probleme. Sau pentru care s-a cerut expertiză din partea locatarilor. Și atunci am propus această expertiză acestor locuri. Pentru blocurile expertizate, nu mai facem acest lucru, cel mult, dacă e nevoie, mai actualizăm expertiza, ceea ce va costa pe țin. Deci să se facă o nouă expertiză. Pentru alte blocuri. Da. Am înțeles. Vreau să mă bucur că ați zis acest subiect și vreau să trag o semnal de alarmă, pentru că
locuitorii din blocul a 6, în scala A, de ce de doresc să le consultăm blocul, iar cetățenii din blocul 8, chiar ieri au trimis o scrisoare, mapa de corespondență, în care spun de asemenea că nu doresc să consultăm blocul. Vreau să fac un apel public la locuitorii municipiului Pintura, care locuiesc în aceste, mă repet, nicio scuze, aceste blocuri, și să le spun că este păcat să realizăm această lucrare cu banii, fără bani, adică pentru dumneavoastră nu va costa nimic pentru marea majoritate, care au venitul de membru de familie mai mic decât venitul de mediu național, care este de vreo 2100 de lei, sau cam așa. Nu va costa nimic, nu va costa nimic. Dar totuși nu doresc să le consolidăm blocurile. Atunci, eu am propus să facem această ședință pentru alte blocuri, pentru că mi-e teamă că nu o să găsim pe nimeni care să vrea să le consolidăm blocurile. Și noi am realizat un bloc de necesitate, așa, de apartament. Acum, blocul de necesitate se poate distribui rapid celor care doresc o locuință cu chirie. Foarte rapid, avem cele destule. Dar dispare posibilitatea consolidării blocurilor afectate. Pentru că dacă va fi un cutremur de mari intensitate, locatarii din aceste blocuri își asumă răspunderea unor accidente grave. Am înțeles. Și cei de la blocul 8 au răspuns nu, iar cei de la blocul a 6 nu au răspuns niciun fel și atunci a dat un ultimatum, un termen ultimativ, până la care să le comunice acceptul. În momentul ce n-au răspuns, prezentăm că nu doresc. Este păcat că nu doresc, pentru că dacă sunt niște oameni gândi în aceste blocuri, asta e, dar mai sunt și oameni tineri cu copii care ar trebui să trăiască dacă avem un problemă de varie. Domnule Prevară, și o ultimă întrebare. La capitolul 84.2, transportul, zine apelul pe noi, punctul 7. Modernizarea strada Dealului. S-a propus alocarea sumei de 49.000 lei. Ce s-a dorit să înțelegem din exprimarea utilizată? Modernizarea strada Dealului, având în vedere suma foarte mică care este propusă. Dacă ne puteți da mănunte... Inițial, aceste modernizări de străzi au avut sume mari de bani, poate chiar mai mult. Pentru că așa ar trebui să se cheltuie dacă a modernizat acționarea toată. În moment ce deja am ajuns în martie și vreau proactiv a nu venit în semn că deodată începe licitația și prostul pentru să înceapă această operație pentru un nou operator care să realizeze canalizarea, nu putem să mergem către modernizarea străzii. Atunci am lăsat un 60.000 de lei pentru proiect, pentru alte documente necesare în pregătirea lucrării, urmând ca banii pentru lucrare să-i găsim dacă Doamne ajută să realizeze canalizarea ulterior. Și acest lucru se întâmplă și cu... Nu se mai întâmplă cu nimic, pentru că strada Lădicii sau pe care mai acolo am scos de punct, pentru că nu aveam de ce să le mai punem dintre aceste situații. Ne-a avut canalizare și nici nu ne-a prevăzut posibilitatea realizării canalizare termen scurt. Adică în acest an. Dacă totuși va începe această lucrare, o să insistăm foarte tare să înceapă pe Caratul Tane și pe Bobân. Atunci străzile, cum sunt Dealului, Rândunicii și altele, vor fi lăsate cu siguranță pentru anul viitor. Pentru că mai sunt 9 luni când să mai facă lucrarea. Oricâte forțe ar avea. Din experiență, nu au. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru răspunsurile care mi le-ați dat. Și cu asta am încheiat. Vă mulțumim, domnule Petrescu. Dacă mai sunt alte dintre, pot să intervenți cu această temă. Vă rugăm. Dacă nu mai sunt, propun să supunem la vot cele două amendamente ale domnului primar. Primul amendament care se referă la diminuarea sumei pentru agilizarea calei Dostanei și realocarea sumei de 1.000.000 de lei pentru modernizarea străzii în Bobâna. Cine este pentru? Al doilea amendament care propune încadrarea
cimitirului Iman Lumina, la lucrări, de la lucrări noi, la lucrări în continuare. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 2 pe ordinea de zi. Am văzut ansamblu la multa numeta. Tipul la vot în ansamblu, proiectul în ansamblu. Cine este pentru? Hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive și educative organizate de Consiliul Local în 2016. Inițiator membrii Comisiei de Cultură. Are cuvântul domnul președinte? Vă rog, domnul. Bine, toate, să vă informez că acest proiect de hotărâre este rezultatul propunerilor instituțiilor de cultură și, în al doilea rând, rezultatul discuțiilor pe timpul a 5 ședințe de comisie, cultura la care au fost invitați toți colegii din Consiliul Local, bineînțeles, membrii executivului. O parte dintre dumneavoastră au participat, o parte nu. Asta în urmarea dezbaterilor am ajuns la această formă de proiect pe care o aveți în față. Fiecare instituție de cultură a fost de acord să organizeze aceste manifestări la anul 2017. Mulțumim. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, se pune la vot proiectul. Cine este pentru? Unanimitate. Să fie spuse, dat fiind că la ședința extraordinară nu avem diverse. Vă urez o seară plăcută și mulțumesc.